Am mai apărut câteva informații cu privire la avatarul celor de la Netflix și da, se pare că acesta va fi mult mai matur decât se anticipa inițial. Vorbesc și despre Avatar aici pe canal, deci bineînțeles că puteți pulbera butonul de like, cel de subscribe, dați și clopoțelul pentru că ți-ați să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la George care zice: "Poți să-mi pui la începi?" Da, George, ia locul de la începi. Am mai vorbit despre această serie live action care este realizată de către Netflix, serie care în momentul de față nu este chiar atât de așteptată pentru că au fost ceva conflicte între creatorii Avatar și producătorii seriei. Aceștia fiind nevoiți să plece. Acesta a fost și motivul pentru care seria nu este backed up de creatori, de aceea așteptările sunt cam împărțite așa. Pe de o parte unii zic că va fi flop, pe de altă parte unele persoane au așteptări destul de mari. Mai apar așa din când în când noutăți cu privire la developmentul acestei serii, iar una dintre noutățile cele mai importante este că această serie va fi destinată unui public mai matur. Se pare că personajele vor avea o poveste mai deep așa, iar acțiunea all in all va fi mai intensă. Bine, dacă este să mă gândesc, all in all așa seria Avatar, cam despre asta este, și anume acțiunea intensă, dar și tonuri mai drăguțe în care prietenia este prețuită. Practic, dacă este să ne gândim, fix asta a fost și problema la primul film live action cu Avatar, și anume tonul filmului. Mult mai diferit față de seria originală, care avea un aer mai chill așa și joyful. Din ce pare așa, Netflix vrea să facă fix cam ceea ce s-a întâmplat în primul live action, și anume să facă lucrurile mult mai serioase. Apar așa și primele semne de întrebare cu privire la faptul dacă seria va urma originalul sau dimpotrivă va experimenta cu ceva nou. Sincer să vă zic, pe mine personal nu m-ar deranja dacă seria ar avea un ton mai serios, pentru că până la urmă fix asta a fost problema și cu animația, și anume că unele persoane nu au apreciat-o pentru că li s-a părut că este prea kid-friendly. O serie Avatar care se îndepărtează de ideea de kid-friendly, dar în același timp să cuprindă toată atmosfera de Avatar, chiar ar fi ceva destul de interesant de urmărit. Singura problemă aici este că nu mai are suportul creatorilor, deci probabil Netflix va experimenta destul de mult cu ea și da, cam știu ce se întâmplă când Netflix experimentează, mai ales cu serii staple. Cam există risc cam mare acolo de flop. Well, rămâne de văzut așa ce se va întâmpla. Iar dacă tot am vorbit azi despre live action-ul din Avatar, uite aici câteva motive pentru care seria Avatar mi s-a părut super. Ia bagă un tip aici ca să vezi despre ce e vorba.